Portul din Drobeta, Turnu Severin, se pregătește pentru o celebrare de amploare a Zilei Marinei, programată pentru data de 15 august, cu un eveniment de excepție care promite să adune întreaga comunitate, dar și vizitatori din toate colțurile țării. Sub conducerea atentă a directorului coordonator APDF Giurgiu, Alexandru Cojocaru, festivitățile vor începe cu primirea invitațiilor și deschiderea oficială a evenimentului, continuând cu un program variat pentru toate vârstele. Acest eveniment grandios va celebra nu doar tradițiile maritime, ci și progresul și dezvoltarea portului din Drobeta, Turnu Severin. Ziua va începe cu primirea oficială a invitațiilor și deschiderea festivităților, urmate de discursuri și mesaje dedicate importanței Zilei Marinei. În continuare va avea loc slujba religioasă specială în cinstea eroilor marinari, urmată de depunerea de coroane la monumentul dedicat acestora, un gest de omagiu și respect pentru sacrificiile lor. Participanții vor avea ocazia să se bucure de o serie de jocuri marinărești interactive, menite să aducă un plus de energie și distracție evenimentului. În același timp, cei mici vor fi încântați de un program artistic dedicat lor, ce va include spectacole de muzică și dans, ateliere creative și activități interactive. Parcursul zilei, portul va găzdui și un program artistic dedicat muzicii populare, cu interpretări deosebite din partea artiștilor locali, aducând un strop de cultură și tradiție în atmosfera festivă. Evenimentul se va încheia într-un mod spectaculos, cu un grandios foc de artificii, care va ilumina cerul deasupra portului și va aduce un final strălucitor sărbătorii. Alexandru Cojocaru, directorul coordonator al APDF Giurgiu, a adus schimbări semnificative în ceea ce privește portul, marcând o etapă importantă în procesul de modernizare a infrastructurii portuare. Totodată, Alexandru Cojocaru a reușit să implementeze proiecte semnificative de modernizare a portului Drobeta Turnu Severin, cu sprijinul esențial al Consiliului Județean Mehedinți, condus de președintele Aladin Georgescu, dar și al primăriei municipiului Drobeta Turnu Severin, sub conducerea primarului Marius Creciu. Este al doilea an în care se organizează la un alt nivel această zi importantă pentru noi și pentru severineni, așa că invităm toți locuitorii orașului nostru, dar și turiștii care o să fie în acea perioadă în zonă, să petreacă alături de noi o zi minunată. Avem evenimente pentru toate vârstele, începând de dimineață o să fie jocuri marinărești, urmând ca seara să fie un spectacol pentru copii. De asemenea, avem artiști cunoscuți la nivel local și nu numai. Și totul va culmina cu un super foc de artificii. Este foarte important pentru noi faptul că reușim să aducem viață în portul nostru. Urmează și alte evenimente pe care o să vrem să le organizăm. Este o zonă importantă, atât pentru oraș cât și pentru județ, și îi acordăm maximă atenție și ne dorim ca în perioada următoare, pe lângă toate aceste lucruri frumoase, să aducem și investiții care să transforme portul din Drobeta Turnu Severin într-un port modern european, de care severinienii să fie mândri. Vreau să mulțumesc pe această cale domnului primar al municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, domnului președinte al Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, domnului director general al APDF Giurgiu, domnului Maria Măroiu, pentru toată susținerea, dar și colegilor de la Liga Navală, care, ca de fiecare dată, își dau interesul pentru a avea un eveniment reușit de Ziua Marinei. Așa că, cu ajutorul dumneavoastră, vreau să transmit un mesaj tuturor severinenilor. Vă așteptăm cu mare drag la Ziua Marinei, pe 15 august, în portul din Drobeta, Turnu Severin, și vă promitem că va fi un eveniment reușit și o să ne simțim bine împreună. În concluzie, Ziua Marinei de la Drobeta, Turnu Severin promite să fie un eveniment memorabil, oferind o combinație perfectă de activități educative, recreative și culturale. Este ocazia ideală pentru toți locuitorii și vizitatorii de a sărbători și de a se bucura de tot ceea ce are de oferit portul, într-un cadru festiv și animat.